Între 30 noiembrie și 7 decembrie, la Cape Town, în Africa de Sud, se desfășoară campionatul mondial de tenis de masă, competiție pentru juniori. Acolo se află și naționala masculină a României, antrenată de Mădălin Ionașcu și din lotul căreia face parte și Alexandru Manole, antrenor și jucător aflați sub contract cu CS Pristavu Câmpul Lung. În grupa din care a făcut parte, România a dispus cu 3-2 de echipa similară a Cehiei și a pierdut la limită 2-3 întâlnirea cu Japonia. Într-un meci din care urmăriți aceste imagini, Alexandru Manole, în plan îndepărtat, a dispus cu scorul de 3-0 de japonezul Ryuzaki, aducând astfel unul dintre punctele României în confruntarea cu asiaticii. Ajunsă în sferturile de finală, România a cedat 0-3 în fața Coreei de Sud și urma să întâlnească în această seară Belgia într-un meci de clasament pentru locurile 5-6. De mâine, în Africa de Sud, vor începe probele individuale, simplu, dublu și dublu mixt, iar cu amănunte vom reveni în jurnalele sportive de săptămâna viitoare.